Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, stimată presă! Mă numesc Nadejda Tatarciuc, sunt secretar general al Partidului Politic Pace, Acasă Construim Europa. Și astăzi suntem în fața dumneavoastră, alături de colegii mei, pentru a solicita Curții de Apel Chișinău să anuleze decizia Comisiei Electorale Centrale de a constitui 146 de secții de vot și de a obliga Comisia de a deschide 220 de secții de vot. La stabilirea numărului secțiilor de vot pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare, Comisia Electorală Centrală a ignorat realitățile scoase în evidență la alegerile prezidențiale din 2020. Comisia a ignorat și recomandarea Ministerului Afacerilor Externe, care a propus un număr de 191 de secții de vot peste hotare. Analiza procesului de votare în străinătate la alegerile prezidențiale a arătat că mai multe secții, numărul doritorilor de a-și exprima dreptul constituțional, a fost într-atât de mare încât s-au format cozi și cetățenii noștri au fost nevoiți să aștepte 4-5 ore ca să voteze. În turul 2 al scrutinului, în peste 30 de secții de votat, s-au votat de peste 3.000 de cetățeni, iar în 10 secții, mai mult de 4.500 de cetățeni. În 11 secții, buletinele de vot s-au epuizat. În Franța, Germania, Italia, Marea Britanie. Mai mult, Comisia Electorală Centrală s-a lăsat condusă de motive politice în interesul blocului electoral al socialiștilor și comuniștilor, atunci când a decis deschiderea în diasporă a 139 de secții de vot, număr suplimentat apoi cu 7. Partidul Politic Pace atrage atenția că, deși Ministerul Afacerilor Externe a recomandat a deschide 191 secții de vot peste hotare și acest număr este insuficient. Un argument este și faptul că pentru scrutinul din 11 iulie s-au înregistrat prealabil 105.000 de cetățeni, cu 67% mai mulți decât în alegerile prezidențiale din 2020. De faptul că numărul moldovenilor din diasporă deciși să meargă la vot este și mai mare, s-a convins președintele Partidului Politic Pace, domnul Gheorghe Cafcaliuc, la întâlnirile pe care le are în Italia, Franța, Germania, în perioada 6-11 iunie. O altă constatare este că sunt nevoie de mai multe secții de vot în regiunile care sunt comunități mari ale moldovenilor. Ținând cont de aceste argumente, Partidul Politic Pace a cerut Curții de Apel să anuleze hotărârea motivată politică a Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, formațiunea solicită instanței să oblige Comisia să constituie în străinătate 220 de secții de votare, care să fie amplasate prioritar în regiuni în care numărul cetățenilor moldoveni este mare. Vă mulțumim!